Salutare la toată lumea, bine ați venit pe pagina mea. Niște videouri despre lumea câinilor. Avem o formație nouă azi, o avem aici pe Maia. 2 ani, a doua plimbare cu mine. Prima dată a ascultat așa și așa. Azi mi se pare un pic mai atentă la mine. L-avem pe Ursei. Avem pe Zeus, pe Nio și pe Lupoica sau Laica, să zic așa. Ofert plimbări pentru căței. Prețul este de 15 lei. Un preț modest. Vreau să-i văd alergând, liberi. Încerc să găsesc trasee unde ei pot să-și dea drumul la energie. Un câine obosit este un câine fericit, părerea mea. Dacă nu se vede că sunt, cum ar veni, energia aia, excitația aia devine stres dacă nu poți să-i dea drumul. De-aia mulți câini latră în continuu, au, 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 prin curțile oamenilor. Asta e un fel de stres. A trebuit să latre, să zică, ho, 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 cineva a venit și gata. Care latră în continuu, în continuu. Sunt câini care nu sunt obosiți. Vin și iau cu mașina, dacă sunt undeva în zonă, unde pot să ajung la ei. Dacă nu puteți să-i lăsați la mine, chiar și o zi, chiar și două, chiar și trei, ne înțelegem. Chiar și mai mult. Ursea a stat cu mine odată vreo 3 săptămâni. Mama lui a plecat din țară, n-a putut să-l ia, sta la mine. Da, da, ai culorile frunzelor. Ai culorile frunzelor. Hai, du-te. Nu știu de ce stres să mai vorbesc în videourile astea, nu vreau să supăr pe nimeni, dar ne luăm câini de vânătoare, câini de muncă și ținem închiși în niște țarcuri mici. E greu pentru ei să-și trăiască viața așa, ei au atâta energie. Ce ursei? Îți place ble ble ble? Ble 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 ble? Ble 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 ble? Lumea câinilor, cam petrec tot timpul cu ei. Cred că știu ceva despre ei de atâția ani. Da, ei se pot crea probleme dacă nu sunt dresați sau îndrumați la timpul potrivit și după aia devine un fel de stres pentru familie. Că fuge, că ne ascultă la comenzi, că se bate cu alți câini, devine agresiv și așa mai departe. E ce poieniță faină aici. Niște tricuri ce folosesc, am un pic de, se numește pizza mix, un pic de diferite bucăți de cărniță tăiată mărunt în rucsac, ei simt mirosul de afară, bineînțeles, dar în caz că unul nu vrea să vină sau este cu gândul altundeva, un pic de cărniță poate să ajute un pic, mai așa de gust să zic, ah, ok. Dacă fac chestia asta cu ei aici, și după aia mă duc în oraș cu ei, atunci ei nu sunt numai ca să-și preieze peste tot, să se pișe, să se cace peste tot, pe toate colțurile, pe toate gazoanele unde lumea merge. E greu să-i scot direct în oraș, pentru că tot ce vor ei să-și marcheze teritoriile acolo. Ceea ce mie nu-mi place să plimb un câine care să se pișe sau să se cace din 5 în 5 minute peste tot și o să ridic după el. Aia nu e plimbare pentru mine. Hai, Nio! Hai, haide!
Good boy! Good boy, el capitan. Șezi. Păi ca... Ea e un pic timidă. Și e a doua zi cu mine pe câmp, a treia zi cu mine de când o am. E tinerică. Nu știu care e exact istoria ei. Zeus! Zeus, băiatul! Zeus! Ai la mine, băiatul! E un pic, am încrezut. Zeus, Zeus, șezi, șezi! Comanda șezi merge, pentru că atunci îi dai ceva să facă. Dacă hai la mine, poate că nu vrea. Ce știi din ce motiv, dar șezi ajută. Da, mai ajungem și la tine cu mângâiatul. Bravo, Zeus! Liber! Atât! Asta da vedere să plimb cățelul. În spate se vede plaiul foii. Și aici undeva jos. Multe cărări de urcat acolo, către când se mai încălzește un pic, că e prea noroi acum. Piatra Craiului, munții din spate.